Salut. Eu sunt Bruno, un câine mascul necastrat de 6 ani și jumătate. Neagra asta e surioara mea. O surioară extrem de enervantă care vrea să stea cu mine să îmi citească toate mesajele. Nu știe să răspundă. Uite, eu răspund acum la primul mesaj. Sunt într-un parc aproape de casă și observ că am nenumărate notificări pe aici. Trebuie să răspund tuturor că așa este politicos, iar eu da, un al doilea mesaj la care răspund, iar eu sunt uh, un câine politicos, deși mi s-a dus faima că aș fi cam rău, că aș fi mai nu știu cum. Nu sunt fraților, nu, uite, răspund tuturor, fie că sunt prieteni, fie că sunt ușmani. O oh, mai bag pe mami pe sub boscheții ăștia pentru că mă ține cu o lesă foarte scurtă spune că sunt greu de controlat cu lesa lungă. Și atunci o pedepsesc și eu băgând-o prin boscheți, făcând-o să stea pe vine ca să îmi facă o poză sau să-și facă ea videoclipurile ei acolo, ce-o fi vrând ea să facă, că n-am înțeles prea bine, care-i scopul. Uneori e chiar enervant, mai ales când sunt zile atât de frumoase și ai atâtea povești de citit și de făcut review-uri la ele? Ce să mai zic, uite, mă grăbesc. Dar, până la urmă, să știți că mami e fată bună. Pe lângă faptul că mă plimbă de câteva ori pe zi pe aici, uite, dincolo de gard e sălbăticia, unde trăiesc iepuri, vulpi, căprioare și alte animale, să știți că uneori mă mai duce și la restaurant. Da! Mă duce la restaurant, mănânc fripturi, mănânc salate. <coughs> salate? Cine n a mai auzit să mănânce câinii salată? Ne. Mă prefac și eu acum ca să, să iasă videoclipul ăsta bine. Poate îmi și mie o recompensă ceva. Știu că are niște înghețată pentru câini la congelator. Căutați și voi în descriere că vă lasă link spre rețetă. Haide, acum mă trage. Eu știu ce vrea, mă cam încăpățânez eu să nu ascult, dar uite, am și aici mesaje, mai am unul și aici. Da. Băi, ce mă zgâlție, băi, ce mă enervează când mă trage în toate direcțiile ca să-i fac eu pe plac. Acum, da, știu, vrea să-mi fac o poză sau să mă mai filmeze un pic, de parcă eu aș fi fotomodel. Hm. Da, masili să mă urc aici, dar nici de-al nu mă uit spre aparatul ei. Nu mă uit, întorc capul și gata. Să vedem ce filmează. Un colț alb? Ai, mi-a intrat și o să în dinți. Hai să o scuip. Gata, hai să plecăm la de aici, că începe și soarele să ardă foarte tare. Să mă întorc înapoi la notificările mele. Mm, aici nu marchez nimic, Ca aici e de mâncat. Deși uneori eu mai strope și ierburile alea bune. Să crească mari și frumoase, uite, să încăpem amândoi la masă, că vine și sormea să mănânce. Ea nu știe de ce mâncăm, dar mănânc eu, mănâncă și ea. Fac eu ceva, face și ea. N-am văzut, domne, n-are pic de personalitate, mă copiază în toate cele. N-am văzut așa ceva. Da, scuzați spatele, fața e în reparație astăzi, sunt plin de semințe din cap până în picioare, să nu credeți că-s murtar, dar toate ierburile astea au nins pe mine. Da, 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 filmează, filmează, ce filmezi? În câine mâncând iarbă? Păi mă faci de toată rușinea. Mă ascult necastrat, jumate sălbatic, mi s-a dus vestea, nu numai în România, dar și în Scoția că sunt afurisit și mă vede lumea mâncând salate. Mai mami, mă, mai sunt și pline de semințe, căci cașai așa e moda acum să pui semințe în salată. Da, vă rog să nu pierdeți numărătoarea pentru că eu nu am răbdare să țin cont de câte ori marchez teritoriul, dar îmi spuneți voi la final într-un comentariu, nu așa? Da, pe aici au trecut niște iepuri. Sunt convins că le simt mirosul. Le las și lor un mesaj scurt, să știe că i-am dibuit, știu pe unde au vizuinele. Da, să memorez locul. Ia să mă duc eu mai în adânc, poate găsesc o spărtură prin gard. Găsesc pe naipa găsești, frate, nimic aici, ăștia au niște garduri, de nu poți să treci prin ele să te duci în sărbăticie. Ăla a fost un mesaj pentru o prietenă de-a mea, mai veche. Acum încerc să o depășesc de sorme. Dar nu pot, că să bagă mereu în fața mea. Vrea ea să fie moț. Ea nu știe că eu o mascul alfa. Să se dea domnule din calea mea mă fac că am găsit ceva aici. Poate o păcălesc. Uite-o ce trage, uite ce trage. Vrea și ea să vină. Mesaj și papa. Hai, mami, să plecăm? A, ah, pleacă și ea. Băi, frate, nu s-a pomenit așa ceva. Nu s-a... Uite, soarele, soarele. Așa arată soarele în Scoția la miezul zilei. E o căldură de mori. Sunt vreo 20 de grade, Dealul ăsta îi plin de floricele, fac pariu că s o groază de iepuri ascunși pe acolo. Mesaj pentru ei. Au fost și niște pui de iepure pe aici, îi simt. Păi aia aș mânca cu blană cu tot, dacă i-aș prinde. Dar nu știu cum să fac să-i prind. Mă mai învârt așa, întotdeauna dau roată pe lângă gardul ăsta, trec pe sub o barieră, și tot caut o spărtură și tot caut. Am îmbătrânit căutând. O să învăț eu și Pasta mică, că ea are nasul mai fin. Poate nimerește locul ăla pe unde ies iepurii. Să puteți noi să intrăm. Păi mi-am citit aproape toate notificările. Am răspuns că așa e politicos să răspunzi. Mai am vreo două, trei la care ar trebui să răspund, încă nu m-am decis dacă o fac sau nu, că ăștia mă cam enervează, ăștia care mi-au lăsat mesaje, zic. Voi ce faceți? Răspundeți la toate mesajele pe care le primiți? Că eu nu mai pot. M-am plictisit, m-am încins, abia și să ajung acasă să beau apă. Dar înainte de a ajunge acasă, mai am ceva de făcut, stai să o trag și eu pe mami, că și am atras pe mine. Nu plec din parc până nu o trag. Da, da, da. Caut locul ăla exact. Unde să dau un share. Trebuie neapărat să dau un share pe voi, dacă m-ați urmărit până aici. Vă rog să închideți ochii acum sau videoclipul.